domnule amiral, stimați militari, doamnelor și domnilor distinși audiență. Sunt onorat de invitația de a veni la aniversarea centenară a diviziei GEMCA și vă mulțumesc pentru. De municipiul Cluj mă leagă impresii puternice, aș spune chiar formative, din tinerețe. La Cluj am început să înțeleg lucruri esențiale despre Ardeal. Iar Clujul de azi a făcut un salt impresionant în viitor și arată țării întregi o formulă inspiratoare de dezvoltare. În Transilvania, la Cluj și la Divizia a IV-a, istoria românilor, decisiv modelată de faptele de arme ale militarilor noștri, se declină parcă altfel, mai cu putere, mai însuflețit, ca o călăuză permanentă a oamenilor de azi. Unele unități din organica Diviziei Gemina își trasează începuturile la finele secolului XIX, altele sunt legate de marile unități strategice înființate acum un secol pentru pregătirea intrării României în primul război mondial. Istoria însă nu a avut prea multă răbdare cu noile comandamente de atunci. Acestea au întâmpinat enorme dificultăți în primul an de război. Pentru a reveni glorios în 1917, anul unor bătălii și victorii istorice, ce aveau să marcheze decisiv destinul națiunii române. Națiune care a ieșit reîntregită la finele conflagrației mondiale și nu putem uita că fără jertfa de sânge a ostașilor noștri și fără contribuția armatei române, viziunea politică a oamenilor de stat și abilitatea diplomaților din acele vremuri nu ar fi avut fundament să se manifeste. Sunt încredințat că tot așa, voi cei ce conduceți și cei ce încadrați Divizia Gemina de azi, simțiți mereu istoria mare, istoria glorioasă, scrisă de înaintașii voștri. La 100 de ani de la intrarea României în Războiul cel Mare, lumea și regiunea noastră nu sunt deplin liniștite, regulile jocului politic nu sunt cu mult mai clare, iar sursele de tensiune securitară din zona noastră nu sunt deloc puține. Trei lucruri sunt însă diferite astăzi față de atunci. În primul rând, România nu mai este în fața unor interogații identitare și nu mai este supusă unor presiuni existențiale. În al doilea rând, România prezentului este integrată european și face parte din NATO, cea mai puternică alianță militară în istorie. Okay. În fine, și adăugând aici, sistemul de parteneriate strategice pe care l-am dezvoltat, România are azi, în vremuri tulburi și într-o regiune cu desen strategic complicat, cele mai puternice garanții de securitate din istoria sa. Responsabilitatea primară a diviziei este astfel aceea de a contribui decisiv la întărirea posturii noastre de apărare și de descurajare, precum și la constituirea prezenței aliate avansate decise la summitul NATO de la Varșovia pentru sudul flancului estic, areal în care România este chemată să joace un rol major în planurile aliate. Vor fi de aceea în continuare multe exerciții militare, inclusiv și mai ales multinaționale și aliate, mai intense și mai complexe. Veți avea cu certitudine un aport important la configurarea componentelor pe care le-am gândit pentru a transpune prezența aliată avansată pe teritoriul nostru. În climatul imprevizibil, deteriorat de securitate în care trăim,
Nu avem alternativă la aceste măsuri și ne bazăm în cel mai înalt grad că veți răspunde actualului moment istoric la fel de impecabil ca întotdeauna în mulți ani de glorie ce aveți în spate. Doresc să știți că puteți conta la rândul vostru pe atenția și sprijinul întreg al meu și al conducerii Ministerului Apărării Naționale. Doamnelor și domnilor, la acest aniversar țin să evoc și să omagiez pe toți cei ce au slujit țara și neamul din rândul acestei mari unități. Tradițiile pe care Divizia Gemina le poartă azi mai departe sunt dintre acelea ce dau forță corpului militar, dar reprezintă și unul din acele repere solide și sigure de care națiunea și societatea au nevoie. Mă înclin cu un gând pios la memoria militarilor din această divizie fanionă a României, ce s-au jertit pentru țară, războaiele și pentru operații și misiunile de ieri și de azi. Mă adresez cu multă recunoștință camaraților voștri ce sunt astăzi în rezervă, o retragere, mulți prezenți astăzi la sărbătoarea de 100 de ani. Tuturor celor ce activați în comandamentul unitățile subordonate ale Diviziei 4 Infanterie Gemina, aveți tot respectul și aprecierea mea pentru realizările voastre. Astăzi e imperios necesar să ne întărim capacitatea proprie de apărare, dar și capacitatea de a acționa optim împreună cu alianții noștri. Și aceasta pentru că avem ce proteja. Valorile care ne sunt scumpe, modul nostru românesc de viață și viitorul măresc pe care sunt profund convins că România îl are în Europa și în lume. Vreau să găsim un loc mai potrivit decât Clujul pentru a înțelege toate acestea. Felicitări Diviziei 4 Gemina și oamenilor săi la centenar, vă doresc realizări viitoare pe măsura gloriei adunate în acești 100 de ani. La mulți ani!